Iubiți frați și surori, dragii mei, vreau în această seară să ne apropiem de acest cuvânt pe care l-am citit. Am să dau câteva, dacă vreți, referiri la contextul în care îl găsim, dar vreau în această seară să am un cuvânt de învățătură pentru noi, care să ne ajute să rămânem în tot ceea ce ține de ascultare de voia Dumnezeu, și să nu lăsăm ca lucrurile care de multe ori ne pesează să ne distragă atenția și să ne îndepărtăm de tot ceea ce înseamnă această voie a Dumnezeu. Există o voie a Dumnezeu care ține de viața noastră a fiecăruia. Sigur, este o voie care ține de noi ca și credincioși. Însă fiecare dintre noi, Dumnezeu ne-a chemat într-un mod special, într-un mod direct și are ceva pregătit pentru noi. De aceea fiecare trebuie să ne uităm în Scriptură și să rămânem în tot ceea ce Dumnezeu ne-a chemat ca să împlinim. Civilizația, sau dacă vreți, societatea în care trăim astăzi, măcar că societatea aceasta se schimbă în anumite aspecte, are aceeași, dacă vreți, aceleași coordonate. Este o societate care, încet, încet, din ce în ce mai mult, îl exclude pe Dumnezeu din viața lor. Vedeți, oamenii nu mai vor să aibă noțiunea de moralitate. Nu le place. Cei mai mulți oameni ar vrea să trăiască după cum le place lor. Și le exclud pe Dumnezeu afară. Însă lucrul acesta are o repercusiune asupra societății. Și uitați-vă la ce se întâmplă astăzi. Pentru că vorbim despre societatea noastră. Societatea aceasta devine din ce în ce mai egoistă. Din ce în ce mai crudă și lipsește, pe lângă noțiunea aceasta de moralitate, lipsește multe ori și sentimentul și dorința de a avea onoare. Parcă mai mulți oameni trăiesc fără ca să se uite la ceea ce înseamnă onoare. Să trăiești ca și un om cu onoare. În România așa a fost învățați. Cel puțin generațiile vechi trebuia să știe, dom'le, ai un statut. Nu trebuia să fii neapărat educat sau nu, sau bogat. Și Scriptura ne învață că noi trebuie să ne păstrăm demnitatea noastră ca și oameni. Ori societatea, din păcate, nu mai are cultura aceasta onoare. Și datorită acestui lucru, oamenii îs orientați numai înspre ei. Pe oamenii interesează doar persoana lor. Mi-aduc aminte că citeam despre Maica Tereza. Probabil cel mai mult știți, a fost o femeie care s-a născut în Irlanda, de fapt, a studiat în Irlanda, s-a născut în Macedonia, în zona Turciei, s-a dus în Irlanda ca să învețe limba engleză și apoi s-a dus în India. Și acolo a stat până când a murit. Undeva în jurul vârstei de 80 de ani a murit. Și foarte interesant, unii oameni se întrebau, dar de ce mergi în India? De ce nu lași pe oamenii aceia să se descurce singuri? Și ea, sigur, prin muntele, a făcut o lucrare deosebită acolo, a primit și premiul Nobel pentru aceasta, însă ea a spus ceva, pentru că societatea din India are o altfel de modalitate de a privi lucrurile. Ei cred în reîncarnare. Ei cred că viața are un ciclu. Te naști ca și om, apoi mor și te reîncarnezi. Poți să te reîncarnezi ca altceva, altă persoană, alt om, sau eu știu, nu știu exact ce se întâmplă. Dar există un ciclu acesta care... Și ei spun așa, indienii, societatea aceea din India, spunea Maica Tereza. Ei cred că, de fapt, noi nu suntem chemați să-i ajutăm pe ei. Pentru că dacă el suferă, sau cineva suferă în viața aceasta, înseamnă că a făcut ceva în viața trecută. Și oamenii marcați de ideologia aceasta pur și simplu treceau pe lângă oameni care aveau nevoie, care erau flămânzi, care nu aveau ce să îmbrace, așa mai departe. Și el spunea, eu ca și credincios, ca și copil al Dumnezeu, trebuie să-i ajut, pentru că pentru mine viața înseamnă altceva. Uitați-vă la lumea aceasta. Lumea aceasta se practic trăiește doar pentru ea, pentru că nu are cultura aceasta pe care noi avem a onoare, adică a iubi pe celălalt. Și se întâmplă lucrul acesta pentru că oamenii nu mai au sensibilitate, nu mai simt să fie generoși cu ceilalți oameni. Se întâmplă, nu spun că toți trăiesc așa, dar cea mai mare proporționalitate a oamenilor, de fapt, trăiesc în felul acesta.
Și cum spunea cineva, mi-am acoperit cu un fel de ceară. Făcea acea persoană o comparație. Ca și cum acoperi un vas pe care vrei să-l bagi în cuptor. L-acoperi cu ceară, îl bagi înăuntru și apoi când iese, slipește, nu? Are o strălucire frumoasă. Și spune, așa ne-am îmbrăcat noi cu o ceară. Ne-am separat de tot ceea ce înseamnă lumea aceasta. Și ne-a obturat posibilitatea de a vedea ceea ce Dumnezeu vrea să fim. În această seară înțelegem de la textul acesta și vedem și noi că trăim într-o fugă după supraviețuire. Suntem așa de ocupați. Așa de ocupați. Tot timpul într-o alergare continuă. Tot timpul trebuie să facem ceva. Societatea este o societate grăbită. Noi suntem grăbiți. Și acum iarăși fac o paranteză. Într-una dintre întâlnirile pe care am avut în Kitchener cu familiile, împreună cu fratele Andrei, am avut o discuție și una dintre întrebările care mi-a fost pusă a fost ceva de genul următor. Suntem așa de ocupați. Sunt familii cu copii mulți. Slujesc în biserică. Poate conduc corul, poate cântă în comun, așa mai departe. Și problema era, nu mai avem timp. Cum să facem? Copiii au nevoie de noi, biserica are nevoie de noi, societatea are nevoie de noi, trebuie să mergem să muncim. Și întrebarea era, fraților, spuneți-ne cum să rezolvăm problema. Și problema se rezolvă nu foarte complicat, dar nici foarte simplu. În discuția aceasta mi-am adus aminte că undeva în tinereța mea am citit o carte intitulată Tragedia Urgenței. Și în cartea aceea am învățat atunci, și am explicat și lor, că noi trebuie să... Știți care e problema? Nu faptul că n-avem timp este cea mai mare problemă. Că și dacă am avea încă 6 ore la cele 24 de ore, tot n-am avea timp. Problema este cum ne organizăm timpul. Problema este în momentul în care noi știm să punem lucrurile într-o ordine, să înțelegem ceea ce este important și ceea ce este mai puțin important, și atunci, încet, încet, îți faci ordine în gânduri. Asta a fost doar o paranteză. Și ne întoarcem la noi. Problema nu este că avem prea puțin timp. Problema este că de multe ori nu înțelegem care sunt prioritățile pe care le avem. Și în textul acesta pe care l-am citit, învățăm că de multe ori, datorită alergării noastre grăbite, a grabei noastre, noi suntem nerăbdători să facem lucrurile, fără să stăm să analizăm întotdeauna consecințele hotărârilor pe care le avem. În această seară vreau să vorbesc despre cum putem să confruntăm această nerăbdare a noastră. Nu vi s-a întâmplat ca să ajungeți în trafic, conducând mașina la un semafor. Și stai la semafor și în fața ta este o mașină. Și se face culoarea semaforului verde. Și mașina din față stă pe telefon. Și nu este atent. Și se face verde și aștepți o secundă, două, trei și apoi începe să-ți bată inima mai tare și tân, apeși pe clanson și el se trezește. Pentru că suntem nerăbdători. Parcă nu mai avem răbdare. Mi-aduc aminte că vorbeam aseară cu o familie cu care m-am întâlnit și îmi spunea, veneam la biserică și eram în spatele dumneatale, că îmi spunea dumneatale, frate Daniel. Și zice, mergea foarte încet. Și am spus, de ce frate Daniel mergea încet? Și am spus, pentru că eu conduc autobuzul. Și conducând autobuzul, care nu poți să mergi cu 80 la oră, am început să conduc și mașina mea cam cu aceeași viteză. Și acum anii nu mai are probleme să spună, hei, stai puțin că mergi prea tare. Pentru că există această rutină pe care o avem. Dar suntem de multe ori nerăbdători. Și cum spuneam, în astfel de situații, parcă ne grăbim prea tare. Sau, de exemplu, luăm familiile cu copii. Cei care au copii mulți. Stai cu un copil și spune, mănâncă. Și el, am din experiență vorbim, ca și părinți. Îi dai să mănânce și stă și mestecă așa. Și stă și se gândește. Și spune, mănâncă mai repede. Și el stă și mestecă și zice, bă, dacă nu mănânci, nu-ți mai dau bomboane. Și el începe să mănânce mai repede. Pentru că ne grăbim, nu? Suntem sub presiunea aceasta a nerăbdării. Sau de multe ori, în graba noastră, ne facem dreptate noi personal. Și apoi mai târziu spune, dacă aș fi fost puțin mai înțelept, să fac altfel.
Uitați-vă la acest pasaj. Saul a fost primul împărat al lui Israel. Înainte erau judecători, care de fapt erau autoritatea și administrativă și spirituală. Judecătorul era cel care conducea țara. Cum conduce acum, dacă este, vorbind despre Canada, primul ministru, sau dacă este România, președintele și apoi celălalt. De fapt, era primul împărat al lui Israel. Dumnezeu l-a chemat, l-a uns ca și împărat, dar vedeți că astăzi Dumnezeu a dat niște directive și a spus, uite cum să faci. Samuel îi spune la un moment dat, în capitolul 10, și vă invit, când aveți acasă, săptămâna care urmează, luați această istoria lui Saul din cartea 1 Samuel și citiți. Și vedeți, foarte interesant, în capitolul 10 spune Samuel lui Saul, fii atent, întotdeauna când vrei să faci ceva, eu am să vin, am să aduc o ardere de tot, am să fac o rugăciune și depinde de victoria voastră aceste lucruri. Dumnezeu este Cel care e implicat în toate lucrurile, inclusiv în luptele voastre. Și îl găsim pe Saul, care stă acum, într-o luptă cu filistenii. La un moment dat spune că înainte, Ionatan a avut o biruință, filistenii s-au mobilizat și au adus o știre puternică, care numeric era mult mai mare decât ceea ce aveau evrei. Și Saul i-a adunat pe toți într-un loc. Și acum aștepta pe Samuel. Și Samuel a întârziat. Trebuia să vină în timp de 7 zile. Spunea atunci, în capitolul 10, despre care aminteam. Mă aștept 7 zile, vin, aduc o jertfă, ne rugăm și Dumnezeu dă biruință. Și Saul, la un moment dat, spune că era într-o situație în care, spune Scriptura, că Samuel întârzia. Și notați, Saul n-avea voie să aducă jertfă. Era lege scrisă în Israel. Jertfele erau aduse doar de către preoți și de către profeți, de către proroci. Ceilalți, indiferent că era împărat, n-avea voie să aducă. Și Biblia spune că Saul a așteptat, situația necesita ca Samuel să vină, era un proces care trebuia să fie împlinit, dar Samuel întârzia. Și îl găsim pe Saul care intră într-o fază în care nu mai avea răbdare. Nerăbdarea lui Saul. Se uita la filisteni, erau pregătiți să atace, se uita la poporul care fugea încoace și încolo, unii se ascundeau, spune Scriptura, cum am citit, în peșteri, alții mergeau prin păduri, alții au trecut Iordanul într-o țară străină și l-a rămas Saul aproape singur. Și acum, ce să facă Saul? Dragii mei, ca și Saul, care a fost pus în fața unui test, câteodată suntem și noi puși la test. Pentru că aici nu era vorba despre, pur și simplu, o lucrare acolo. S-a ducă o jertfă, ce mare lucru. Nu era vorba de ceva foarte simplu. Ni se pare nouă de multe ori că anumite teste nu sunt importante. Marea noastră problemă este atunci când credem că anumite lucruri nu sunt importante, dar efectele acelui test, dacă ascultăm sau nu, pot să fie catastrofale sau pot să fie benefice. Vreau să vă aduc aminte din Scriptură, în Cartea Genesa. Știți istoria cu Adam și cu Eva. Pentru ei a fost foarte simplu. A venit diavolul prin șarpe și a spus, dar ce a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați? Ce așa mare lucru? Nici o problemă. Li s-a părut lor că toate lucrurile acestea, de fapt, sunt simple. Vreau să vă spun în această seară și să ne învățăm toți. Fiecare test pe care Dumnezeu îl aduce înaintea noastră, contează. Mi se pare nouă că nu are importanță. Contează. Și un lucru mic și un lucru mare. Pentru că Dumnezeu vrea să vadă de ce duc suntem călăuziți. Pentru că fiecare neascultare, de fapt, dovedește faptul că noi nu suntem credincioși lui Dumnezeu. Într-o neascultare mică sau neascultare mare. Că e vorba despre o problemă foarte importantă sau o problemă minoră. Un test care are o greutate mare. Sau un test care mi se pare mie că nu e așa de complicat. În toate aceste lucruri contează. Contează. De aceea, în această seară vrem să învățăm că există un proces a fidelității noastre față de Dumnezeu. În fiecare test pe care Dumnezeu ne dă, noi trebuie să înțelegem că există
o fidelitate pe care trebuie să o avem vis-a-vis de principiile fundamentale pe care le găsim în Scriptură. Dragii mei, ceea ce găsim în Scriptură, toate lucrurile sunt importante. Absolut toate lucrurile. Toate lucrurile. Și dacă Dumnezeu ne pune la test, vrea să vadă cât de mult respectăm noi aceste principii. Nu mi-ajunge timpul ca să vă dau foarte multe exemple, dar cu siguranță, câteodată, neliniștea noastră, pe care noi avem datorită unor lucruri care, vedeți, la Saul, la un moment dat, toate lucrurile s-au dat peste cap. Nu mai avea oștirea care a avut-o la început, Samuel întârzia, pericol era iminent, și de multe ori a spune, parcă nici nu-ți vine să te vinovățești, că avea dreptate în oarecare măsură. Dar a fost un test al credincioșiei lui și al ascultării lui față de Dumnezeu. Nu avem cum să credem că anumite lucruri sunt mai simple și nu sunt importante și altele sunt importante. În tot ceea ce înseamnă viața noastră, este important să rămânem ascultători de Dumnezeu. Și mă rog din toată inima Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Chiar dacă suntem agitați, chiar dacă de multe ori suntem nervoși, chiar dacă ni se pare că nu putem să ne stăpânim, nu uitați. Niciodată nerăbdarea nu rezolvă problema. Pentru că nerăbdarea este în opoziție cu pacea. Când n-ai pace, n-ai cum să rezolvi lucrurile frumos și bine. N-ai cum. Spunea cineva odată și așa suntem noi oamenii. Învățăm nu din greșelă altora, după ce dăm noi cu capul vorba aia. Și părinții ne spuneau, măi, niciodată când ești supărat, să nu iei o hotărâre. Hotărârile alea nu sunt bune. Pentru că îți lipsește pacea. Și e hotărâri care mai târziu, dacă ești un om de cuvânt, trebuie să respecti, atunci plătești de 10 ori mai mult. Când pierdem pacea, dragii mei, nu trebuie să luăm hotărâri foarte rapide. Pentru că nerăbdarea, de fapt, exact asta este, în opoziție cu pacea. Spune versetul 11 din textul pe care am citit, când am văzut că poporul se împrăște de lângă mine, spunea Saul, presiunea circumstanțelor lumești îți fură pacea. Și când te consideri singur, când te apasă frica, când te apasă anxietatea, când există tentația aceasta de a rezolva lucrurile, nu te grăbi. Nu te grăbi. Nu spune, lasă că rezolv acum și oricum până la urmă data viitoare nu mai fac. Pentru că în momentul în care nu ai pace, rezolvarea nu este bună. Nu uitați, nerăbdarea este în opoziție cu pacea. Apoi, nerăbdarea este soră geamănă cu grabă. Nerăbdarea este soră geamănă cu grabă. Și spune în continuare Saul, am văzut că nu vii la timp și că filistenii sunt strânși la micmaș și mi-am zis, filistenii se vor coborâ împotriva mea. S-au coborât? Nu s-au coborât. Dar așa a văzut el lucrurile și s-a grăbit. Pentru că, de fapt, Samuel, dacă ne uităm în context, era pe drum. Ajutorul venea. Dar nu venea atunci când a crezut el. Ajutorul venea. Dragii mei, nerăbdarea este soră geamănă cu grabă. N-ar trebui să ne grăbim. Avem o problemă. Vorbim despre lucrurile spirituale. Sau, mă rog, de cel mai multe vorbim despre lucrurile spirituale. Eu cred personal și dumneavoastră probabil și cred că aveți aceeași credință. Dumnezeu știe toate lucrurile. Ne rugăm lui Dumnezeu și așteptăm să se întâmple. Și nu se întâmplă. Dar ajutorul e pe drum. Ajutorul este pe drum. El vine. Nu vine când vrem noi. Nu vine la timpul pe care îl vrem noi. Dar ajutorul vine. Dumnezeu este un Dumnezeu credincios. El nu-și calcă cuvântul pe care ne-l dă nouă. Eu personal am experimentat lucrurile acestea. Ajutorul vine și a venit, nu când am vrut eu, dar a venit. Poate că a venit după o zi, poate că după două. Dar nu uitați, ajutorul întotdeauna vine pentru că Dumnezeu este credincios promisiunilor pe care le face. Să nu ne grăbim, pentru că nerăbdarea este soră geamănă cu grabă. De asemenea, nerăbdarea
este o stare de imaturitate spirituală. Nerăbdarea este o stare de imaturitate. Haideți să ne uităm la Saul. Știți de ce s-a grăbit el? Pentru că el spune aici, și eu nu m-am rugat. Foarte interesant. Într-o situație disperată, într-o situație care avea nevoie de Dumnezeu și Dumnezeu a dat, după ce a venit Samuel, a dat biruință și omul acesta nu s-a rugat. Pentru că nerăbdarea, de fapt, este o stare de imaturitate spirituală. Când intri într-o criză de nerăbdare, dovedește cât de matur spiritual ești. Vreau să vă spun lucrul acesta pentru că ne vor fi de folos cum pentru mine a fost de folos. Vreau să fac o paranteză. Eu nu sunt un om perfect, cum nimeni pe pământul acesta nu este un om perfect. Dacă Dumnezeu m-a chemat ca să slujesc prin cuvânt, eu nu vin aici ca și un profesor care să vă învăț ca și cum ești. Eu toate lucrurile le-aș face perfect. Nici pe departe. Îmi dau seama că lucrurile acestea mi-au fost importante și mi-au fost ajutorul pentru mine și ne sfătuim unii pe alții. Dar este clar, dragii mei, când intrăm într-o stare de nerăbdare, când ne grăbim, când vrem să forțăm la Dumnezeu, asta dovedește că suntem oameni imaturi spirituali. Vă aduceți aminte de Moise? Că era fiul fiicelui Faraon, s-a dus printre fiul lui Israel, i-a văzut cum egiptenii lui îi prigoneau. Și la un moment dat spune că Moise l-a omorât pe un egiptean pentru că îl bătea pe fratele lui. Întrebarea mea este, a fost asta voia lui Dumnezeu? Nu. Dar s-a grăbit. Pentru că a fost, din punct de vedere spiritual, era pur și simplu imatur. Și asta a făcut. Și a trebuit să plătească pentru lucrul acesta. Sigur că Dumnezeu a dus la îndeplinire planul lui. Dar vedeți cum e cu planul lui Dumnezeu. Dumnezeu are un plan. Și noi suntem implicați ca și oameni în planul lui Dumnezeu. Și de multe ori, dacă noi nu ascultăm de voia Dumnezeu, încurcăm lucrurile. Nu schimbăm planul, că nu avem cum să schimbăm planul. Dumnezeu are planul lui să împlinește. Doar că noi câteodată mai facem un ditur așa și dăm lui Dumnezeu un ditur. Dumnezeu ajunge din nou acolo. Dar Dumnezeu ne cheamă să fim ascultători pentru ca să păstrăm în ceea ce înseamnă planul lui pe direcția pe care o avem. Și Moise și Saul, și aș putea să dau exemple, a fost nerăbdător pentru că erau imaturi spiritual. Asta trebuie să învățăm noi. Pentru că toate lucrurile acestea țineau de credincioșia lui față de cuvântul lui Dumnezeu. Și trebuie să învățăm ceva, dragii mei. Deciziile majore și în mod special deciziile spirituale, dar absolut toate deciziile noastre, dar în mod special vorbesc despre deciziile spirituale. Deciziile majore necesită și timp și necesită și analiză. Scriptura ne învață să nu ne grăbim, să luăm decizii, să stăm să cugetăm, să ne rugăm lui Dumnezeu. Dumnezeu ne poate da lumină și Dumnezeu ne dă lumină. Din experiența pe care o am și din experiența pe care frații o au, atunci când suntem la o intersecție și trebuie să luăm decizii importante și nu știm și stăm înainte de Dumnezeu, Dumnezeu întotdeauna ne descoperă voia Lui. Dar nu uitați, deciziile importante necesită și timp și analiză. Ca să nu ne grăbim, ca să nu fim nerăbdători, ca să nu facem lucrurile călcând peste principiile pe care Dumnezeu ne așteaptă ca să le îndeplinim, ci să stăm lângă Dumnezeu și Dumnezeu ne va da lumină. Și mă rog din toată inima Dumnezeu să ne binecuvinteze. Nu uitați, nerăbdarea, în final, este o stare care arată cât de maturi suntem noi. Mergând mai departe, ne uităm la efectele acestei nerăbdări a lui Saul. Pentru că a fost efect la ceea ce el a făcut. S-a grăbit, a adus jertfele, el care n-avea voie, și când se pregătea să meargă, tocmai venea Samuel. Și Saul, ca și un om care parcă pretindea că n-a făcut nimic greșit, s-a dus înainte lui Saul. Și Samuel a întrebat direct, pentru că era omul lui Dumnezeu și Dumnezeu descoperi și a spus, ce ai făcut? Și parcă văd pe Saul care dă înapoi, spune, uite asta am făcut, uite, m-am uitat la situația, la circunstanțe și am crezut că e cel mai bine așa.
Care a fost răspunsul lui Dumnezeu pentru Saul prin Samuel? Ai lucrat ca un nebun. Ai lucrat ca un om neînțelept. Pentru că, dragii mei, călcând principiile lui Dumnezeu, călcând lucrurile pe care Dumnezeu ni le spune și noi le cunoaștem, Saul știa că lucrul acesta nu-i după voia lui Dumnezeu. Și l-a făcut. Și efectul a fost că acțiunea lui a fost considerată de Dumnezeu ca și o nebunie. Haideți să ne întoarcem la noi. De ce oare de multe ori ne grăbim cum s-a grăbit și Saul? În primul rând pentru că noi suntem înșelați de aparența lucrurilor. Avem noi așa mintea noastră de a baluna tot. De a crea impresia că este mai grav decât este. Câteodată lucrurile nu sunt așa de grave, dar noi avem impresia că sunt foarte, foarte grave. Pericolul este mai mare decât ei.